ASEA Târgu Mureș pierde ultimul meci din turul play-off-ului Ligii 1 de fotbal. Elevii antrenați de George Ciorceri au fost învinși pe Arena Națională de Steaua cu 2-1. Golul formației mureșene a fost marcat de Pablo Brandan în minutul 61 din penalti, în timp ce pentru bucureșteni au punctat Adi Popa, respectiv Ivan Gonzalez, după un autogol. ASEA Târgu Mureș pune capăt supremației de 5 partide fără înfrângere în fața Stelei. Formația mureșeană a fost învinsă cu 2-1 de Steaua într-o partidă din etapa a 5-a play-off-ului Ligii 1 de fotbal. Prima repriză a meciului de pe Arena Națională a fost la discreția Stelei, care a condus meciul spre poarta mureșenilor. În minutul 2, ASEA are prima ocazie. Centrarea lui Goropsov este reluată pe lângă de Ramiro Coșta. De partea cealaltă, Steaua are șansa deschiderii scorului prin Enache, dar Stăncioiu respinge în cor. În minutul 18, Nicușor Stanciu trece pe lângă 1-0 după o lovitură liberă de la 25 de metri. În minutul 23, centralul Hațegan refuză acordarea celui de-al doilea galben lui Pintili după un fault din spate. În același minut, Ivan Gonzalez scoate de pe linia porții execuția lui Bawab. După o primă repriză dominată de Steaua, vine și golul în contul gazdelor. În minutul 40, Adi Popa primește o pasă ideală de la Stanciu, scapă singur cu portarul și duce scorul la 1-0. După 2 minute de la gol, Stanciu a avut în vârful bocancului șansa lui 2-0, dar Stăncioiu a apărat superb. A doua parte a disputei a început în forță de ambele părți. În minutul 46, ASEA prinde un contraatac promițător, dar Voiculeț este deposedat prin fault, însă Hațegan lasă jocul să continue. La faza imediat următoare, Hamrun este aproape de 2-0, dar Marius Constantin trimite în corner. În minutul 50, Voiculeț prinde o bombă de la 25 de metri, respinsă excelent de Florin Nița. Minutul 60 aduce cea mai mare ocazie a ASEA-ului. Țucudean ratează din 5 metri după o centrare a lui Matei. În minutul 61, ASEA beneficiază de o lovitură de la 11 metri după un fault la Brandan. Același Brandan execută în forță fără speranțe pentru Niță și duce scorul la 1-1. Cu 6 minute înainte de final, Ivan Gonzalez deviază în propria poartă șutului Nicușor Stanciu și Steaua preia conducerea pe tabelă. Până la sfârșitul meciului, steliștii au forțat desprinderea pe tabelă, însă partida s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru bucureșteni. După acest joc, ASEA rămâne pe locul 6, ultimul din play-off, cu 21 de puncte. De partea cealaltă, Steaua preia prima poziție în clasament până la disputa dintre Astra și Pandurii. Etapa următoare, prima a returului din play-off, ASEA întâlnește la Severin, echipa antrenată de Edi Iordănescu, Pandurii Târgu Jiu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!